Ce de aveți? Deci, în urmă cu vreo 10 zile, în fața agenției de voiaj din Zalău, trecând pe acolo și am vrut să mă pun pe o bancă, sunt acolo două bănci de stat pe ele la umbră, și am văzut că și în stânga, și în dreapta, și între bănci era mizerie de câini. Eu am sunat la Citadin și le-am spus ca să meargă. Ei spun că în fiecare zi trec pe bulevar să facă curățenie și uitați că deja au trecut 10 zile de atunci și nici în ziua de astăzi nu s-a făcut curat acolo după câinea. Și până la urmă nu știu unde se ajunge. Deci citadinul ar trebui să facă curat după câini. Măcar o dată la două săptămâni să facă curățenie după câini. În legătură cu primăria și toți cei care sunt instituțiile Zalăului. Mulțumesc! Ați fost prin acea zonă? Să vedeți acum de curând dacă... Da, deci eu astăzi am trecut din nou, din nou pe acolo și nu s-a luat nicio măsură în urma sesizării pe care am făcut-o la citadin.